Cum ne-ar sta, mă, și nouă să fim tineri frumoși, deștepți, să avem și bani. Să stăm liniștiți, să trăim din ce am agonisit cu mintea noastră. N-ai cum. Ai cum. Dacă ești, deci dacă vrei bani, nu merge cu liniște. Trebuie să muncești, frățioare. Păi eu nu zic să nu muncim. Treaba e să nu furăm, ceea ce se poate. Ne arată Adrian Doroftei, fiul marelui nostru campion. Astăzi eu mă aflu alături de un tânăr foarte determinat și muncitor, care ar fi putut să-și creeze un renume foarte ușor și pe o cale sigură, datorită numelui tatălui său celebru, dar care a ales să părăsească România și să-și facă un viitor departe de țara noastră. Este vorba despre Adrian Doroftei. Bună, Adrian, îți mulțumim foarte mult că ai acceptat invitația noastră. Spune-ne cu ce te ocupi departe de România. Bună și bine te-am găsit. Departe de România mă ocup cu tot ce nu aș fi putut să mă ocup aici. Și anume, sunt independent, sunt antreprenor, am intrat în lumea dezvoltării imobiliare. Acum cât timp ai ales tu să pleci din România și care a fost motivul inițial al plecării tale? Prima dată am plecat în 2016, în timpul facultății de drept. Care a fost primul job pe care l-ai avut acolo? În resurse umane pentru o foarte mare companie aeriană din Canada și acolo am învățat ce înseamnă mediul ăsta corporatist. Și asta nu a făcut decât să-mi consolideze ideea acum că nu vreau să lucrez pentru nimeni altcineva decât pentru mine. Eu am început să investesc pe măsură ce câștigam destul de bine. În loc să-mi cheltui banii prostești, am ales să-i strâng și să investesc. Am făcut primele investiții la bursă la 21 de ani. Iar până la 25 pot spune că lucrurile astea mi-a dat un kickstart important. Mi-a oferit o bază de capital, care mi-a permis să nu am limitări în ceea ce privește investițiile pe care mi le doream. Și apoi i-ai luat și pe ai tăi cu tine, și pe frate și pe soră, dar și pe părinții tăi. Practic, tu, copilul, ai tras toată familia după tine. Ceea ce mi se pare foarte interesant ar fi faptul că ei au avut încredere în tine, nu doar să te lase să-ți deschizi acolo aripile, dar și să te urmeze ulterior. Mai în glumă, mai în serios, și prietenii și familia îmi spun mereu că am fost locomotivă. Am fost mereu genul de persoană care e inițiativă, iar în momentul în care am văzut că părinții mei, de fapt, sunt tratați cu lipsă de respect de către autorități, am decis că poate timpul să-și încerce norocul în altă parte. Cum ai ajuns la concluzia că nu ar fi fost tratați cu respect? Prin prisma lucrurilor care s-au întâmplat în decursul anului în care ne-a fost închis restaurantul. Au plecat părinții tăi din România cu un gust amar? Bineînțeles, altfel nu ar fi plecat. Cu gust dulce n-ai cum să pleci din țară, că nebunești în drum spre destinație, nu? Uh-huh. E singurul factor care cred că ne determină pe noi ca români să putem să plecăm de la noi de acasă, e gustul amar. Părinții mei au venit primii, împreună cu sora mea mai mică, Vanessa, Alex, fratele meu mai mic, un tip extrem de dedicat, a decis să rămână aici ca să-și ia diploma de inginer. A absolvit Facultatea de Fizică de la Universitatea București, este inginer, sunt foarte mândru de el. Și mi s-a alăturat și Alex acum 2 săptămâni, dacă nu mă înșel. Foarte recent. Foarte recent. Chiar dacă a ajuns la un nivel la care alți tineri de vârsta lui doar visează, Adrian, fiul lui Doroftei, știe cum să-și gestioneze fiecare dolar și nu vrea să fie catalogat drept un băiat de bani gata. Ce ai vrut să faci sau ce ai vrut să-ți cumperi și ai realizat ulterior că poate ar fi fost o aroganță inutilă, să-i spunem așa? Ca orice băiat de 25 de ani, am vrut să-mi iau mașină. Dar să știi că în momentul în care am ajuns în punctul de a realiza că sunt pe cale să dau câteva sute de mii de dolari pe o mașină, am stat și m-am gândit, exact cum ți-am spus mai devreme, că sunt oameni la mine în țară care de-abia își permit să mănânce. Și mi se pare o aroganță supremă ca dacă te bucuri de genul de succes de care m-am bucurat eu, ca în loc să gândești cum să dezvolți pe plan social oamenii cărora le este greu, să te răsfeți pe tine. Mi se pare că ai o obligație morală. Uh-huh. O obligație sfântă, i-aș spune, de a încerca că atunci când ai succes să împarți succes și în jurul tău. Și atunci mi-am dat seama cu adevărat că sunt bărbat și mi-am dat seama că lucrurile stau altfel decât mi-aș fi imaginat pe plan personal. Atunci am început să mă dezvolt și am devenit un tip extraordinar de simplu. Locuiesc cu ai mei, nu am nevoie să mă lăfăi, nu simt nevoia de a petrece, de a ieși la club, de a mă
distrași și așa mai departe. Vreau să pun bazele unor lucruri frumoase în viață. Dar cu ce se ocupă sora, uite, fratele și părinții tăi acolo? Sora mea va ajunge doctor. Asta și-a propus și urez cel mai mare succes din lume. Va fi o doctoriță extraordinară. Câți ani are acum? 18 ani, proaspăt împliniți. Fratele meu, așa cum am spus, este pe cale de a-și desăvârși cariera ca inginer. Vrea să devină inginer de rețea. După ce a devenit inginer în fizică, un tip foarte deștept. Foarte deștept, cred că și de la mine și de la sora mea totul s-a dus la el. E un geniu. Și părinții mei, așa cum știți, mama are grijă de familie, este o sfântă, așa cum am spus, de nenumărate ori. Ce frumos! Și tata face ce știe cel mai bine. Împărtășește dragostea lui față de box. Ce-a deschis o mică sală împreună cu niște prieteni de familie. Cum îl simți pe tatăl tău? Îl vezi mai împlinit, mai liniștit, acolo antrenând, decât cum îl știa în România? Tata, indiferent unde ar fi în afară de România, cred că va prospera. Pentru că e un tip descurcăreț, dar pe plan emoțional, cred că nu este tocmai mulțumit. Pentru că și-a dorit întotdeauna să fie acasă, asta și-a dorit cel mai mult. Crezi că regretă că a fost nevoit să părăsească România? Hai să punem problema altfel și punem problema exact așa cum o pune tata. Dacă eu, da, care este un om cu nenumărate medalii, este cavaler al României, una din cele mai înalte distincții care ți se poate oferi de statul român, cred că este cetățean de onoare în peste 10 orașe din această țară, un om cu o stradă care îi poartă numele. Dacă el a fost nevoit să plece, imaginează-ți pe ai noștri, oameni simpli, de zi cu zi, care se chinuie să prospere, să-și trimită copiii la școală, mi se rupe inima. Noi am putut pleca în condiții extraordinare. Am avut un noroc fantastic, dar imaginează-ți oamenii care nu au posibilitățile pe care le-am avut noi. Și acum o să înțelegi de ce, deși sunt considerat un copil răsfățat, din păcate, de către mulți, întreabă-te atunci de ce nu pot cheltui, deși am parte de succes. Pentru că am alte planuri, să încerc să modernizez pe plan imobiliar locuri greu accesibile, locuri unde oamenii nu au acces la apă curentă, nu au acces la electricitate. Aici în România? Aici în România, bineînțeles. Canadienii să se descurce. Tatăl tău a făcut performanță, tu ai ales altă cale. Nu ai fost deloc atras de această lume a sportului? Că bănuiesc că ți-ar fi fost mai ușor să-ți faci un renume, mai aici, mai ales aici în țară. Tatăl meu, când mergeam la gale și eram mai micuț, mă trăgea întotdeauna deoparte după ce se termina meciul și mi-arăta sportivii. Sportivii erau umflați, cu ochii vineți, și îmi spunea, uite, sportivii sunt și bătuți și cu banii luați. Și după mi-ntorcea capul și mă punea să mă uit la tipii în costum, care organizau gala și care luau banii. Și îmi spunea, treaba ta e să devii așa. Înțelegi? De asta poate nu am avut niciodată pasiunea față de a deveni sportiv. Am avut întotdeauna în minte ideea de a ajunge omul din spatele perdelei. Omul care organizează, omul care se ocupă de toate, omul care trage sforile, așa cum s-ar spune, pentru că așa am fost crescut. Ce crezi că a fost mai important în cazul tatălui tău? Munca sau talentul? Talentul cred că te împinge în față în momentul în care sunteți mulți în același loc. Talentul te va ajuta să faci un pas în față. Te va scoate în evidență în fața celorlalți, dar munca și persistența este ceea ce cred eu că te face campion. Cum este relația cu tatăl tău? Te mai trage vreodată așa de mânecă? Absolut. Și este... Nu poți pune preț pe așa ceva. Pe avea o persoană care, indiferent de cât de mare ești, din orice punct de vedere... Exact, ești bărbat în toată firea, tocmai de aceea te întreb. Fie că sunt bărbat în toată firea, fie mare din punct de vedere financiar, fie mare din punct de vedere intelectual, să ai pe cineva alături de tine care, indiferent de situația în care ești, să te poată trage de urechi și să te îndrepte pe drumul cel bun, este fără de preț. Cine te trage mai des de urechi, mama sau tata? Amândoi, unul de ureche, unul de alta. Dar știi tu, cu unul de ureche, unul de cealaltă, așa mergem înainte. Cum este traiul cu părinții în casă la 26 de ani și cu fratele și cu sora? Extraordinar. Și până nu
am de gând să-mi întemeiez o familie, n-am de gând să plec de acasă, pentru că familia mea pentru mine este sfântă și experiențele pe care le dobândești trăind în casă cu familia ta, nu le poți dobândi în niciun alt fel. Am locuit singur atâția ani cât am fost plecat singur în America și simt eu că nu mai am nimic diferit de învățat. Tu ești fratele cel mare. Spune-mi care este relația ta cu sora și cu fratele mai mic. Le mai dai sfaturi? Simți că vin ei spre tine pentru că au nevoie de ajutor vreodată? Frații mei sunt acum amândoi adulți, dar îți dai seama că indiferent ce se întâmplă, o să am o oarecare responsabilitate față de ei. Mm-hmm. Da? Ei mai cert, mă mai certă și ei pe mine. E o relație foarte frumoasă pe care o avem. Ți-a prezentat sora ta vreun iubit? Sora mea și-a făcut acum de curând un iubit. Mm-hmm. Reacția mea inițială a fost destul de vulcanică. M-a prins destul de repede ca... Uite, nu mă așteptam. De ce vulcanică? Par destul de calm, nu? Da, un om destul de echilibrat, exact. Sunt destul de vulcanic, dar m-am calmat repede pentru că e vremea, e vârsta, e o fată care a învățat de la doi băieți deștepți, și anume de la mine și de la frate, mi-e tot ce înseamnă viața de oraș. A văzut ce am făcut și cum ne-am comportat și cred că a reușit să înțeleagă mersul lucrurilor. Cum stai tu cu fetele, acum că am vorbit despre sora ta? La fel ca în orice aspect al vieții mele, fac performanță. O, ce răspuns diplomat! Ce-ți pot spune? Mai mult, e o problemă de discreție la mine, prefer să fiu discret.